Deci tu nu ai nicio dovadă pentru ceea ce spui. Noi nu am făcut nimic. Se vede, mă, se vede, nu trebuie să vină cu dovadă. Dar ce crezi că acasă m-a ajuns și mi-a dat mesaj, vezi că faci strategie sau ce? Nu vorbim în exterior, aici nu face nimic deplasat, când să atragem atenția, exact. Aici doar ne-am jucat, exact. Aici doar am luat-o în brațe prietenește, deci n-am făcut niciun gest, mamă, uite-l pe arată ce exagerează. Tu în loc, dacă spui că îți place de Daniela, trebuia să-i faci ei cadou, nu Geanina care vorbesc. Păi nu suntem se vede. Nu suntem în cunoaștere. Dar nu... Ba, sunteți, că te-ai declarat ieri, ai zis că vrei să o cunoști mai bine și acum ce faci? A spus că îi place prezența mea, așa cum și mie îmi place prezența lui. Suntem prieteni. Nu chiar sunteți. Și mai devreme, a zis îmi place să stau cu ea, că e că dacă stați împreună pe acolo amândoi unul lângă altul, asta, de asta dați dovadă. Nicolas, nu înțelegi. Ea a zis că vrea să se joace cu el, că așa vrea. Eu stau cu Radu și cu ăștia în afară. Zi-mi un pic ce face Radu acasă. Cum îl vezi tu pe Radu? Te rog, nu mă uita. Eu cred că sunteți prieteni toți. Nu, adică nu că suntem prieteni, ne înțelegem, dar nu stăm unii cu alții. De exemplu, uite, stai. Radu stă în camera lui, nu stop. Când merge la cumpărături, merge cu Codruț și Nicușor. Ai mi-s părerea? Te înțelegi cu el, că nu poți să zici că nu te înțelegi cu Radu. Că te înțelegi cu Radu. Și eu mă înțeleg, poți să zic că mă înțeleg cu Radu. Când e vorba de vorbit. Și alta e să stai. Păi dacă te înțelegi, mai vorbești din când în când. Da, ai dreptate. Din mașină, ia zi, mașină, cât vorbim? Vorbim mult, tăți între noi. Zi acolo. În afară la hotel nu de, de înțelegi, te înțelegi, nu poți să zici că nu te înțelegi. Nu vorbești foarte mult, nici eu nu vorbesc cu el foarte mult. Da, nu mă cert în afară, da. Dar n-am zis niciodată că așa. Daniela nu mi-a băgat niciodată strâmbe în relație. Înțelegi? Ăla mereu a băgat. Da? Așa că, nu, e caracter josnic. Nu vreau să vorbesc curând de ea. Doar caracterul ei, nu, caracterul ei e josnic, lasă de dorit, da, când faci chestiile astea, nu vreau să-mi jur, dar caracterul ei e așa, da, așa rău. Așa al tău, lasă-mă, că nici cu al tău nu e. El nu are caracter, nu că e. Al meu nu e, du-ți-ne, n-am vrut să arăt, nici genul să arăt, că m-am consumat sau că-mi pasă, nu-s genul să arăt. Eu nici măcar, nici măcar nu știu să arăt când simt ceva pentru o femeie, nu știu să arăt. De-aia mereu m-ați criticat și m-ați blamat, că nu știu să arăt. De-aia mi-a spus toți că e relație falsă, că îți bagi joc de ea, că faci totul doar de televizor. Că n-am arătat, că nu pot. Nu pot să mă exteriorizez într-o relație. Hai, nu mai face pe victimă acum. Dar nu fac pe victimă, asta e adevărul. Nu mă plâng acum că singur. Nu fac drama secolului să încep să, mamă, să plâng pe aici, nu. Nu, dar doar folosești alte persoane ca să o faci geloasă sau să te joci cu nervii. Păi, eu cu Daniela... Avem doar o simplă prietenie și atât. Știu. Da, mai, dar uite că... și uite și nu eu am prieten. Joci cu ea ca să o enervezi pe ea. Radu, da. Și eu am prieten. Da, Adelina nu ți dă ce vrei tu. Și eu am prieten, da. Adelina în momentul ăsta îmi dă ce vreau eu. Se joacă Radu, de drag. Daniela Luțu. Și Radu. Și eu am prieten aici în casă, da. Mă îmbrățișez câteodată sau mă pupu, dar nu corect. Dar nu v-ați dat seama că o facem intenționat. Alina, ai dreptate, care vorbești. Noi facem și mai rău. Alina, da. Ai dreptate, nu am ce să zic că mamă te îmbrățișez, dar nu cred că te îmbrățișez cu un om care ți-a băgat strâmbe în relații și care spune pe rețele de socializare. Dar nu știu cum poți să te îmbrățișez cu o fată în care spui că e urâtă. Exact, ai spus că e urât. N-am zis, omule! Ai și spus și am și mesaje de la cineva și ți le arăt dacă vrei și arăt și ei. Ca să vezi, după aia să nu mai zică că mint. Ai zis într-o zi... I-ai spus tu cuiva că e urâtă. Ai zis arat. Vezi că dacă o să arăt mesaje, nu te văd. Ai zis așa, ai venit la geam, ai tras pe deaua și ai văzut-o pe Daniela și ai zis... Da, mă, dar ea e naivă și nu crede, dar nici nu mă mai zic. Și Daniela, vorbele tale, vezi că era și Vlad, era așa. Nu mai încerca să băga strâmbe și cu păi ea, nu bag nicio strâmbă. Prieteni. Vlad, nu mă interesează. Eu n-am de ce să-ți bag, nimeni greșit acum în ultimul timp, absolut nimic. Tot dacă ai zis chestia aia, nu pot să zic că bă, n-ai zis, ai zis. Ai venit, ai tras, ai ieșit de acolo și ai zis că bă, ce urâțică. N-ai zis urâtă, ai zis urâțică. E nașpa. Nu am zis. Ai zis. Ia și scris la ocazul ăla. Oprește-te că nu știi cu ea ca să mai vorbe în gură, duțule. Aduc screen. Lasă-mă, Radu. Vezi că tu ești cel mai deranjat. Ascultă-mă și pe la spatele vorbești de rău pe toate. Ascultă-mă două secunde. Nu te mai da cu lugul. Ascultă-mă două secunde. Tu ești cel mai deranjat când vine Nicușor și îți bagă cuvinte în gură, corect? Cine? Corect? Cine? Când vine Nicușor și vă bagă cuvinte în gură. Bă, nu înțeleg nimic cu cine vorbiți. Sunt cuvintele tale, nu-ți bag cuvinte în gură.
ascultă sau nu, e irelevant, pentru că nu e ca și cum ai venit la mine și mi-ai făcut o mie de complimente și mi-ai spus că vrei să fii cu mine. Da, ca să fiu prietenă cu el, nu trebuie să fiu Miss Univers. Ca să fim prieteni, nu trebuie să fii Miss Univers. Draga mea, Daniela, și eu am prieten în casă. Că minte, că te minte, Daniela, nu o să recunoască. Și eu am prieten în casă, aici în casă, dar ne îmbrățișăm odată. Păi uite că lui e mai drag de mine decât de celelalte fete. Eu nu mă pup să îmi îmbrățișez. Lui e mai drag de mine decât de celelalte fete. Așa am văzut cum sunt. Mă simt un pic așa singur, rănit. Da, da. Hai, hai. Am găsit în ea, am găsit în ea. Să mai facem niște materiale. Hai, prietenească. A fost lângă mine prietenește și am zis Alina, prietenească. Da, da, da. Și Duță a fost lângă mine prietenește, vine și mă ia o dată în brațe, mă pupă, dar nu din 5 în 5 minute. Și Vlad este prietenul meu, vine mai am brațe, dar nu mă pune să facă ce vor. Unul se uită acolo, unul se uită acolo. Ce să facă? Doar că nu mi se pare frumos să spui chestiile astea despre fată și după aia să mergi să te dai pe lângă ea. Nu stau să mă contrazic de o mie nu de ori. Bărbat care face îți dau cuvântul meu donare, uite Aminelu. Bă, dacă spuneai, mamă ce frumoasă e și fără machiaj. Niciodată așa ceva. Și în momentul în care am fost întrebat și a trebuit să fac o comparație, am făcut-o cât de sincer. Minți, păi tu minți, păi tu n-ai recunoscut cu pozele în față când te-ai sărutat cu Adelina. Despre ce vorbim? Lasă bă, alea că alea nici m-am pupat cu ea, alea de 5 ani. Alea au fost acum 5 ani, nu m-am pupat cu ea. Dar vreau să te întreb. Vreau să te întreb. Tu n-ai credibilitate, zero. Cum? Care a fost problema de ai blocat-o tu pe ea? Care era problema? Ok, mă întrebi tu. Pentru că n-am înțeles. Bine, fii atent. A simțit-o Alina pe Daniela că îi place de el? Eu cred. Și ce a zis? Alina, hai să pun eu stop cu Adelina și cap. Mă întreb tu. Ăsta e tot motivul. Da. Dar de ce vorbești în numele meu, Duțu? De ieri tot ai ceva cu mine. De ce vorbești în numele meu? Am spus eu că îmi place de Radu. Ok, nu spune. Când o să auzi, când o să auzi din gura mea că îmi place de el, gesturile pe care le faci de notă să-ți place de el. Gesturile mele au un motiv. Mi-e drag de el, îmi place să stau cu el, să-mi petrec timpul cu el, măcar nu e fals la fel ca tine, dar nu-mi place de el la modul de... Ia vorbește cu mine dacă ești femeie, cu ce am fost eu fals? Cu ce ești tu fals? Uite-te și tu că dai mine de ieri în continuu pentru că te-ai frustrat că n-am glumit cu tine și am glumit cu Radu. Pentru că tu ești o falsă, e invers. De ce sunt eu falsă? Că nu vreau să glumesc cu tine? Așa ai făcut cu Simona! Că nu vreau să glumesc cu tine! Așa ai făcut Simona, Duțule, oprește-te că o dai imprevizibil! Nu-mi place când o persoană exagerează. Ar fi trebuit să ai un pic de respect pentru că ei s-au despărțit din nicio zi. Și de ce ar trebui să am eu respect pentru ăla la ei? Tu să fii. Auzi, Alina! 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 Dai dovadă de frustrare. Alina, nu vorbi să ai bea respect, că nici alții n-au respectat. Te rog frumos, nu mai abereza iurea, pentru că nu mi se pare un motiv. Ok, știi care e problema? Hai să-ți fac acum un citat. Eu am făcut un live. Alina, te rog frumos, doar două secunde fără să fiu întrerupt. Okay. Vreau să fac așa un citat pe care l-am auzit și eu de la altcineva, înțelegi? Da. Și pentru Adelina, dar chiar dacă n-aude, dar s-auzi tu, măcar s-auzi tu. Eu ca bărbat, dacă fac chestia asta și intru undeva unde sunt 100 de femei, bănuiesc că l-ai auzit, da? Unde sunt 100 de femei cu care am fost eu țin capul sus, dar o femeie care se duce stânga-dreapta, stânga-dreapta, la alți 100 de bărbați când intră acolo, are capul jos. Ai idee? Dragul meu, da? Adelina, ia după două zile, ca femeie, ia după două zile ca femeie se duce, ascultă-mă. Iar după două zile ca femeie se duce lângă bărbatul. Vezi că femeia aia despre care vorbești tu nu s-a dus la niciun bărbat, nu s-a îmbrățișat cu niciun bărbat, n-a încercat să pupe niciun bărbat. Aici e diferența, ca să știi. Uite câtă distanță. Duțule, e mai bine nu spuneai că te contrazici singur. Nu, e irelevant, Duțule. Dragul meu, că s-a luat în brațe. Când într-o casă. Interesează că s-a luat în brațe. Ți-am dat-o, îmi pare rău. Problema e că stă lângă bărbatul de care i-am spus eu să se ferească pentru că n-a avut. Mult a îngropat-o. Mai mult ne-a ajutat pe noi să ne certăm. Dragul meu! Vezi că femeia asta și în momentul în care a fost despărțită de tine a ținut distanță față de alți bărbați. Exact. Mereu a păstrat distanță. Două zile? Două zile? Ce două zile? Mereu. Două zile. Femeia asta nu a luat un bărbat în față în care asta. Exact. Nici nu s-a pupat pe obraz, Codruț, acum nici nu a salutat-o, nici nu a luat-o în brațe. Nu o să mai găsești tu femeie nici în casă niciodată în viață. Nici nu s-a pupat pe obraz, stau la distanță. Uite ce distanță stau. Cum poți să zici? Contează! Dar la tine nu contează că mergi și ei pe altele în brațe. Doamne, mă jur, am stat cu o altă maternitate, dar nu e așa ca ieri. Alina, mi-a spus vreodată, Adelina, nu mai vorbi cu Daniela că bagă strâmbe sau nu știu ce. Nu. Eu i-am spus. Ea nu mi-a spus mie.
Lasă-mă, nu mai căuta motivii. Ăla a fost pus de tine ca să bage strâmbe. Lasă-mă cu jocurile astea voastre, că sunt mai deștept ca voi cu două secunde. N-a fost. Crede-mă. A fost pur și simplu dorința mea, pentru că am văzut că nu ne face bine în relație și am avut multe certuri din cauza lui. Iar acum ea stă fix cu persoana care ne-a făcut să ne certăm de 1000 de ori. Iar trebuie să stea acum într-un colț, Radu, tu nu o lași cu Simona, să nu se apropie Diana, să nu se apropie de Codruț, dar ce vrei să facă fata asta? Cu tine n-am avut nicio problemă. O vezi că suferi. Cu tine n-am avut nicio problemă când vorbeam. Ok, n-ai avut nicio problemă cu mine, da, e adevărat. Dar cu Simona? Da, cu Ana? Am zis de ce. Ana, pentru că a venit. Uite, chiar și azi se ceartă fake cu ea. Chiar îmi place. Mă taci din gură, tu faci fake relații cu ea de două luni. Tu faci cu ea relație fake de două luni. Faci cu ea relație fake de două luni și tu îmi spui mie că eu mă cer cu ea pe caz, naibii. Deci ești un fals. Ana, care se bagă, care a vrut, băi. Numai să iei check. Ana care a venit și a spus lupt pentru Radu, chiar dacă are relație, iar acum vrei să o lasă să vorbească cu Adelina? Nimic. Ce a zis despre mine? Ai, vorbesc singur, nu-mi bat cap. Nu-mi bat cap, că vorbesc singur, Alina. Mai trebuie pe persoana ta, nici să o văd în fața mea. Alina, îmi bat capul singur, că păcă te uiți pe sus, nu răspunzi nimic. Da, el m-a refuzat pe mine, e normal că e de rapide toate. Mai deșteaptă decât tine, sunt sigur, 100%, Ana. Păi normal, e greu să... inteligentă ești, da, ești foarte inteligentă să dai la vreodată așa și... Nu poți să spui că după două zile nu mi-ai mai trebuit. Păi dacă ți-a dat cu flit, normal. Nu mi-a dat nimeni cu flit, stai cu minte, că nu-i povesti. Stai liniștită! Daniela, o să-ți ieși la... Eu nu vreau să-mi dea cu flit, la noi nu s-a pus problema de așa ceva, înțelegeți odată. Nu s-a pus problema de am dat el cu flit sau eu, dar eu am luat cu chestia asta. Dar nu, Daniela. Nu s-a pus problema despre o cunoaștere sau o relație între mine și Radu. Cum a venit ea și a fi obis să-l luă pentru Radu. Eu n-am spus că lu pentru el sau el pentru mine. Dar mie nu mi se pare normal. Ok, suntem colegi în această casă, trebuie să socializăm, trebuie să... Și eu am prieteni, am mai spus, dar nu mai iau din 5 în 5 minute cu el în brațe sau fac ceea ce faci nici tu cu Radu. Nici tu nu poți să zici că s-a dat la bărbat. Mai că și tu ai făcut aceeași chestie, amândouă. Eu nu m-am dat la bărbatul nimănui. Tu accepti. Mai bine vezi de cine, la cine te dai tu. Daniela, tu accepti anumite chestii și tu ești femeie și știi că faci. Da, ca să optic pe toată lumea. Uite așa, nu pe ea, că n-am nicio... Dar într-o zi ai să fii în locul ei. Alina, eu nu înțeleg de ce vă atacați voi atât de mult. Ei au ieșit, au zis că femeie, eu nu m-am dus femeie. Eu poate nu m-am dus niciodată. Nu m-am dus niciodată la Radu să-l iau okay. Să mă joc cu el. Dacă sunt aici și mă înțeleg bine cu Radu și mă joc cu el, crede-mă că prefer asta de 1000 de ori să fiu în gura tuturor decât să stau să mă înjur pe ecranul ăsta așa cum faceți toți. Nu mai suport cearta. Prefer să mă joc cu el, mă ia în brațe, râdem, glumim. Când spune un lucru, nu fac bine. E ceea ce vreau eu să fac, sau ceea ce simt eu okay, să fac. Ok, fă ceea okay. Ce vrei, dar părerea mea, fac ceea ce vreau. Nu faci bine, pentru că e părerea ta, m-ați disperat cu părerile voastre, e părerea mea, e normal, părerea mea. Normal, e femeie și într-o zi poate se întâmpla și ei la fel. Exact, dar știi, prea bine că Adelina nu stă bine. A făcut chestiile astea cu tine, i-ai dat jet. Dar nu stă bine, nu din cauza mea, nu stă bine, din cauza lui. Dacă tu, nu, din cauza mea, pentru că dacă... Crede-mă, Alina, tu exagerezi, pentru că el cu mine a avut mai multe apropieri decât cu celelalte fete, dar exact. A avut apropieri cu toată lumea. Okay, adică s-a jucat și cu Simona, s-a jucat și cu tine, s-a jucat și cu Ana, s-a jucat și cu Răză, cu toată lumea. Pleacă. Cu toată, dar și eu tot timpul împing. Alina, dar și... Scuze-mă, că da, eu m-am uitat. Și Adelina vorbește cu Codru și nu se întâmplă nimic, adică ea... Dar nu se îmbrățișează, draga mea. Madalin, l-ai trimis la amândouă același mesaj aseară? Ție? Ți-am trimis mesaj? Nu, iubitei din București și Roxanei. Ieri mă pupai pe cap, Madalin, și îi făceai Simonei cu ochiul. Drept dovadă, te-am văzut în ochi. Și îmi ziceai să-ți iau scamele, despre ce vorbim. Și este penibil. Se spune așa. Roxana Mihaela este iubita mea. Și a ales să se ducă acolo, fără să știu el. Bine, el are și succes aici. Sunt vreo 7 fete care îl plac. Păi ce să zic, mă copiază acum, Ana? Este tata. Da. E foarte frumos.
am puterea dragostei. 3 ani. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.